Prima ediție a simpozionului internațional Etosul misionar al Bisericii în postmodernitate a debutat în anul 2001 cu tema Violența în numele lui Dumnezeu. Este o temă provocatoare pentru că implică o largă poziție a Bisericii față de provocările și crizele contemporane. De fapt, este o continuare a unui șir de simpozioane internaționale începute cu câțiva ani buni în urmă, propriu-zis imediat după dărâmarea turnurilor gemene. Atunci am început primul simpozion internațional cu tema, la vremea respectivă, Violența în numele Lui Dumnezeu. După care am căutat an de an să avem teme atractive și le-am găsit. Participarea a fost de fiecare dată frumoasă și foarte, foarte variată din diferite părți ale Europei, nu numai ortodoxi, ci și din alte gândiri creștine. În cadrul evenimentului are loc, an de an, și acordarea înaltului titlu academic de doctor honoris causa. La fiecare simpozion am decernat titlul de doctor honoris causa unei personalități. Mi se pare normal, mi se pare un lucru frumos anul acesta să-i dăm acest titlu celui care a ridicat Facultatea de Teologie din Alba Iulia, înalt preasfințitului Andrei Andrecuț, care actualmente este arhiepiscop al Clujului și mitropolit al Clujului, al Sălașului și Maramureșului. Este un lucru frumos și va fi cu siguranță o sărbătoare pentru mulți din cei care l-au cunoscut și care i-au fost apropiați. Simpozionul internațional se va desfășura în perioada 4-6 mai.